Petrică Mățu Stoian s-a stins din viață în cursul serii de duminică, în jurul orei 21 fix. Interpretul de muzică populară, în vârstă de 61 de ani, se afla internat pe secția ATIA Spitalului de Urgență Reșița. Fiica impresarului artistului a transmis un mesaj sfâșietor. Pe rețelele de socializare, Andreea Guzman, fiica impresarului solistului de muzică populară, a transmis un mesaj sfâșietor. După moartea lui Petrică Mățu Stoian, aceasta îl considera pe bărbat precum un al doilea tată, iar vestea cumplită a întristat-o extrem de tare. Recent, tânăra și-a pierdut și mama. Moartea nu există, oamenii mor doar atunci când sunt uitați. Dar omul și artistul Petrică Mățu Stoian nu va fi uitat niciodată. El va rămâne lumina, gândul și dorul nostru, el ne va veghea din țara de lumină. Destinul te-a luat prea curând de lângă noi, dar din sufletele noastre nu vei pleca niciodată. Ai fost un al doilea tată pentru mine, Nana. Soarta s-a încăpățânat să-mi ia atât mama, cât și pe dumneavoastră de lângă mine într-un timp atât de scurt. Două ființe dragi sufletului meu. Dumnezeu să te odihnească. Virgulă a postat fiica impresarului artistului, Andreea Guzman. Vezi și Petrică Mățu Stoian a murit fără să-și îndeplinească ultima dorință. Voia să se retragă și punct. Sora solistului nu ar dori efectuarea necropsiei. Petrică Mățu Stoian se afla internat pe secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului de Urgență Reșița. Bărbatul a murit în jurul orei 21 fix. Directorul spitalului a spus, potrivit Antena 3, faptul că sora artistului nu ar dori ca necropsia să fie efectuată. Solistul va fi înmormântat în cursul zilei de miercuri, la Craiova. Medicii îi depistaseră o afecțiune pulmonară care ar fi fost declanșată post-COVID. A fost adus cu ambulanța de la Slatina Nera, unde este un centru de terapie hiperbară. Acuzele inițiale au fost oarecum benigne. Colegii mei au depistat că are o afecțiune pulmonară probabil secundară acestei boli și, din păcate, starea lui a devenit rapid instabilă, instalându-se decesul în jurul orei 21.00. În momentul în care omul are o afecțiune pulmonară și saturația scade, se produce o hipoxie care este inclusiv cerebrală și atunci poate percepe totul altfel decât un om sănătos. În principiu, legal, orice persoană decedată se ridică, de la morgă, nere, după 24 de ore. Dânsul, din păcate, a suferit decesul în jurul orei 21.00 și din ce știu eu, sora dânsului ar dori scutirea de necropsie, virgulă, a spus directorul Spitalului de Urgență Reșița, Cosmin Librimir, pentru Antena 3 ro. Sursă foto, captură video YouTube, Facebook adblock test, fi.